Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. V-am mai spus, România nu putea fi inventată. Unele întâmplări sunt prea absurde, sunt prea fantastice. De aceea și zice Republica Fantastică, da? Sunt prea fantastice ca să și le fi putut imagina cineva. Ele pur și simplu există în acest spațiu miraculos. Astfel încât noi să le putem pipăi, noi ca jurnaliști, să le putem pipăi și să urlăm. Este, mă, vorba poetului. Și tot ca poetul, ce facem noi aici, de fapt, la Republica Fantastică România? Din bube, mucegaiuri și noroi, iscăm și noi frumuseți și emisiuni noi. Un fost contabil, v-am lăsat muți, a? Da. Luca și cu Zafu, da, nu, deci, mamă, poezie. Noi suntem ca la televizor, că avem și imaginea. Un fost contabil de la o școală comunală, prins că furase 170.000 de lei, judecat și condamnat pentru asta, a fost reprimit la vechiul său loc de muncă prin votul colegilor. Colegii s-au strâns și au votat și au zis să luăm înapoi pe acest domn. La ei se aplică chestia aia cu colegii votează măririle de salariu, micșorările, uite, revenirile. S-ar zice că da. Bun. Domnul Hoț, cum ziceam, era contabil la școala gimnazială Constantin Tomescu din Pleșești, comuna Vulturești, Suceava. Și-a furat 170.000? Da. A vândut școala. Asta mă gândesc și eu, cred că era o școală foarte bogată. A șperțuit, a deturnat bani de salarii, de ce o fi fost, nu știm în ce perioadă. Dar prejudiciul total, 170.000 de lei. Practic, okay. El toată ziua număra bani. Da. Ca contabil fiind el, vedea și număra, îi vede azi, îi vede mâini, astfel dorința e gata. Așa că ochii văd inima cere, conștiința nu și nu, dar mai las-o, Doamne, iartă-mă, de conștiință, așa că omul și-a ostoit dorința cu o delapidare de 170.000 de leuți. Bani mulți la Pleșești, Vulturești. A fost, cum ziceam, prin judecat, condamnat la 2 ani de închisoare cu termen de încercare de 4 ani. Asta înseamnă că dacă mai pune mâna în următorii 4 ani, intră la pușcărie. Și în plus trebuie să dea bani înapoi, să achite prejudiciul de 170.000 de lei. Cu decizia instanței în buzunar, liber ca pasărea cerului, respectivul s-a dus la școală și a depus o cerere de revenire pe funcție. Adică funcția pe care a lucrat până când l-au prins. Aceea de contabil. La școala unde lucrase, dacă mă înțelegi, și ai zice că are tupeu, dar omul își cunoaște foarte bine colegii. Consiliul de administrație al școlii s-a reunit într-o ședință în care s-a discutat soarta fostului contabil condamnat cu suspendare, relatează publicația Monitorul de Suceava, și rezultatul ședinței, 6 voturi pentru revenirea fostului contabil pe funcție, 3 voturi împotrivă. Pentru că probabil colegii, oameni practici, s-au gândit, păi de unde să dea el 170.000 de lei înapoi? N-are de unde altundeva decât de unde a luat. Și atunci au inventat un perpetuum mobile. El, cine știe, dacă nu se cumințește, va avea o sursă din care să poată să dea bani înapoi de prejudiciu. Decizia evidentă a provocat scandal. Inspectorul școlar adjunct a declarat pentru Monitorul de Suceava, citez: acest om nu poate să revină pe aceeași funcție, la același loc de muncă, în aceeași instituție de unde a furat, chiar dacă a primit o pedeapsă cu suspendare. Obicei, în situații de astea se oferă un job mai bun. La BNR? Ai avut dibăcia de a evita pușcăria. Da. Dânsul spune: a furat din banii școlii, din banii de salarii, pe care ea nu i-a mai pus la loc. Poftim, de unde cei 170.000 de lei? Și colegii? Nu... Asta mă miră și pe mine, înțelegi? Și... Adică... este de neînțeles. De asta spun, mă, e de țara asta, nu câte... putea fi inventat. Bine, Consiliul m-a surprins dimensiunea 9. Consiliului, 9 da. Persoane. Toată. Dar mă gândesc că fiind o școală comunală, cam câte cadre didactici or fi să... Nu știu. Pure ăsta, cât să nu se simtă asemenea sumă. În fine. Păi, s-a simțit și l-au prins, nu înțelegi? Problema e că îl iau înapoi acum. Deci au zis că este eficient. Iată ce mai zice inspectorul adjunct. Nu s-a recuperat niciun prejudiciu. Ne surprinde, spune inspectorul, cum au putut să voteze membrii Consiliului de Administrație al școlii revenirea acestuia pe funcție. Nu este corect. Probabil au votat oamenii din vechea echipă. Vezi, astăzi este cu spiritul de echipă. Tema emisiunii de azi e spiritul de echipă. Din spirit de echipă luau șpagă polițiștii de la Sibiu ca să sponsorizeze echipa de fotbal la care jucau. Corect. Și ei. Da. Din spirit de echipă îl primesc profesorii pe fostul contabil care i-a furat. Că vorba aia, oamenii trebuie să ții aproape, mă. Bun, rău, păi, suntem aici ca într-o familie. Poate a furat, dar a și dat. Da, băi, asta e mai probabil. Auzi, mie mi se pare că nu doar copiii se întorc la școală, și contabilii, uite. Iată, și hoții. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.